Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ionuț Manta și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Basket Club Argeș și-a revenit după cele două eșecuri din ultimele două etape. Argeșenii au învins categoric ultima clasată Elba Timișoara în ultima etapă disputată în acest weekend la Pitești. Argeșenii au învins la 40 de puncte diferență, așa cum spuneam, ultima clasată. Vom vorbi despre acest meci, dar și despre ce s-a întâmplat până acum în acest campionat, dar și despre obiectivele care urmează pentru echipa argeșeană. Invitatul meu de astăzi este antrenorul principal al echipei argeșene, Hristu Șapera, căruia îi mulțumesc pentru prezența la Repriza de Sport. Domnul profesor. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitația la această emisiune și îmi face mare plăcere să fiu aici. Așa cum spuneam, iată, pieteștenii și-au revenit după cele două eșecuri, înfrângerea de la Târgu Jiu și de la Sibiu. O victorie facilă, s-ar putea spune, la prima vedere, așa, după diferența de pe tabelă. A fost o victorie pe care, un meci pe care noi ni l-am făcut ușor, pe care l-am abordat foarte serios. Timba este o echipă care a pus probleme în ultimele etape. În meciul cu Mediaș, de exemplu, o echipă de Euro Challenge a României și echipa de pe locul 3 de anul trecut, la pauză meciul era egal între Timba Timișoara și Mediaș. Eu cred că noi am venit foarte montați în acest meci și l-am abordat serios și încă din primul minut nu s-a pus problema învingătoarei. E adevărat că am înregistrat un eșec în partida anterioară, cea cu Sibiul, dar la fel de adevărat este că cu un meci înainte am câștigat de o manieră clară împotriva Clujului, o candidată la trofee în fiecare an și o echipă foarte serioasă a acestui campionat. Avem o serie de rezultate oscilante, așa cum ați mai spus. De obicei, în deplasare, nu reușim să ne impunem jocul și să practicăm acest basket pe care ni-l dorim. Și drept dovadă am avut două rezultate nu tocmai reușite cu Energia Rovinari și cu Sibiu, intercalată de această prestație convingătoare, zic eu, cu Clujul de acasă. Așa cum a spus dumneavoastră, rezultate oscilante, adică pe linia de clasament, dacă ne uităm, sunt 5 victorii, 5 înfrângeri, o victorie în deplasare, o înfrângere pe teren propriu, de-aia s-a ajuns aici. Ce se întâmplă de nu, eu știu, reușim să aducem puncte din deplasare? Este un campionat foarte greu și pentru fiecare echipă este foarte dificil de adus aceste puncte din deplasare. O să observați că majoritatea echipelor au aceeași problemă ca și noi. Nu suntem nici mult mai buni, nici mult mai răi ca alții. Dar avem 11 echipe care joacă de la egal la egal. Practic nu este niciun fel de surpriză dacă o echipă de talia Clujului, de exemplu, pierde la 20 de puncte cu Pitești. E un lucru normal, pentru că și noi avem o echipă bună și e o echipă bună și diferența în basket se face destul de repede și în puține minute, aș putea spune eu. Da. Și atunci este un campionat greu cu echipe dificile și este foarte dificil să câștigi fiecare punct, fiecare victorie, fiecare meci este foarte important. Da, am văzut și în clasament, în afară, eu știu, de liderul Asisov și de ocupantul locul 2 CS Morada, celelalte echipe, diferență foarte mică de puncte între ele, așa cum spuneați, și da, jocul foarte, foarte echilibrat și eu știu, ca valoare, da. Jucătorii cum sunt? Sunt două, trei echipe care au jucătorii de o valoare certă și superioară, dar în rest fiecare echipă are 6 jucători străini și 1-2 jucători români care ajută în rotație. Acesta este un lucru foarte, foarte important, pentru că bugetele, așa cum am mai spus, sunt mai mici sau mai mari, dar oarecum la același nivel. Și este important ce nivel de jucători putem să aducem. Noi în acest an
am decis să facem o reconstrucție a echipei. Am început de la zero, am adus jucători noi. Asta vreau să vă întreb. Cât de greu v-a fost să proați această echipă în condițiile în care foarte puțini au rămas din lotul vechi? Da, 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 da. Practic, echipa este nouă și pentru noi este important să clădim această echipă. Acest lucru nu se poate face peste noapte. Dacă veți urmări celelalte echipe, majoritatea, și mai ales cele din partea superioară a clasamentului, vorbind de ASE Soft, vorbind de Oradea, și de aceste două surprize pentru mine plăcute, pentru mine nu atât surprize, pentru că urmăresc campionatul, dar CSU Sibiu și Energia Rovinari, aceste două echipe care sunt pe locuri fruntașe în clasament acum, au jucători care sunt de 2-3 ani la aceste echipe. Au loturi omogene. Ei nu au avut rezultate. Sibiu vine după, cred că, 4 ani în care nu au reușit să avanseze în play-off. Rovinariu după 2 ani în care n-au reușit să avanseze în play-off. Dar ei și-au păstrat acest lot de jucători, l-au îmbunătățit de la an la an. Antrenorii au avut continuitate și acum joacă bine, arată bine. Acest lucru este foarte, foarte important. Lumea trebuie să înțeleagă că noi avem o echipă nouă, încercăm să clădim o echipă bună, redutabilă, dar este nevoie de timp. Dar este nevoie de timp și aceste rezultate oarecum oscilante se explică într-o anumită măsură prin acest aspect. Prin această lipsă de omogenitate. Da, ca nivel al lotului, sunteți mulțumit de jucătorii pe care îi aveți la dispoziție în momentul de față? Adică noi în momentul de față am ales să jucăm, să aducem niște jucători străini buni și am mizat pe jucători români tineri care au perspective de a crește. Desigur, orice jucător tânăr nu poate crește peste zi, nici măcar într-un an, din punctul meu de vedere. El are nevoie de stabilitate la un anumit club, are nevoie să continue mai mulți ani în cadrul unui club în care să îi se dea încredere, și noi asta vrem să facem cu jucătorii români. Jucătorii străini sunt majoritatea jucători noi în campionatul românesc. Pentru ei este un pic mai dificil să se adapteze la rigorile campionatului. Campionatul românesc este un campionat particular, aș putea spune, și în Europa. Prin prisma faptului că presiunea este foarte mare. Practic, în România, fiecare meci este un meci cu miză. Sunt campionate în care, practic, echipele bune joacă numai 2-3 meciuri importante pe sezon și joacă play-off-ul și finala. Acelea sunt meciurile importante. În campionatul românesc și la noi, așa cum am explicat mai devreme, orice meci se poate termina la 20 de puncte pentru tine sau împotriva ta. Și acest tip de presiune uneori este dificil de înțeles de către jucători și pentru ei este dificil să se adapteze la acest lucru. Vom vedea, în acest moment avem jucători care au o valoare, s-au adaptat mai mult sau mai puțin unii dintre ei. Vom face o analiză în mod normal la sfârșitul turului, așa cum se face, și vom vedea. Eu știu că ei au valoare, eu știu că ei au capacitatea de a juca foarte bine în acest campionat și de a juca foarte bine pentru noi, dar trebuie să și demonstrăm acest lucru. Până în acest moment ocupați locul 6 cu 15 puncte. Se putea mai mult, se putea realiza, eu știu, mai multe puncte în această primă parte. Adică există vreun meci unde dumneavoastră vă, eu știu, credeți că sigur veți aduce punctele la Pitești și s-a întâmplat pe dos? Sincer, nu poți în acest campionat să intri într-un meci și să zici 100% vom câștiga astăzi. E drept, cu Farul Constanța, de exemplu, o echipă care joacă numai cu jucători români. Da, poate că este singurul meci, dar atât Timba Timișoara cât și Chiajna, echipe care au înregistrat o victorie sau două victorii, au cel puțin 3 jucători străini și sunt echipe care pot pune probleme în orice moment. În acest campionat nu poți să intri într-un meci contra
Clujului, de exemplu, sau contra echipei Steaua CSM, Exim Bank sau Energia Rovinari sau Sibiu și să zici 100% vom câștiga astăzi. Trebuie să ai încredere în forțele tale, trebuie să știi că ai potențialul de a câștiga orice meci, inclusiv cel contra Asesoftului, cel contra Oradei, și trebuie să faci tot ceea ce ține de tine. Asta este cheia spre realizarea obiectivului nostru, acela de a intra în play-off. Obiectivul clar declarat de conducerea clubului este clasarea în play-off. Pentru noastră aveți așa și un obiectiv personal. Da, de exemplu, prinderea unui loc de cupă europeană, anul ăsta ar fi posibil în condițiile date? Da, există o variantă scurtă pentru prinderea unui loc de cupa României. Prin Cupa României, dar pentru noi este important să punem temeliile acestei echipe. Este lucru primordial. Dacă vom face acest lucru, după aceea putem spera. După aceea putem spune, da, ne dorim mai mult și mai mult, dar pentru noi este important să reușim să avem, să dezvoltăm un baschet de calitate și să nu avem acele sincope în joc pe care, este adevărat, trebuie să o recunoaștem, le avem. Suntem o echipă care joacă foarte bine 35 de minute sau uneori chiar mai mult, dar avem 3-4 minute în care nu evoluăm așa cum ne-am dori și care ne costă foarte mult. Și cum în basket se pot schimba, eu știu, se pot răsturna situația chiar în câteva secunde, se simte imediat pe tabelă. Așa este, așa este. Am simțit lucrul acesta. Am discutat atât cu jucătorii noștri și încercăm să remediem acest lucru. Eu cred că dacă noi am avea această constanță, am fi o echipă foarte, foarte bună a acestui campionat. Am jucat de la egal la egal, ba chiar aș putea spune că am dominat Oradea aici la noi acasă, am jucat de la egal la egal cu Asesoftul în deplasare pentru timp de 35 de minute. Nu este puțin lucru. Dar trebuie să continuăm să muncim la acest lucru și trebuie să-l rezolvăm. Punct. Ați amintit de aceste două echipe, ocupantele primelor două locuri în clasament, Asesoft Ploiești și CSM Oradea. Dacă, eu știu, la Asesoft se aștepta toată lumea ca să se bată din nou pentru primul loc și la câștigarea campionatului, ce părere aveți de CSM Oradea? Oradea este o echipă care mie mi se pare că dezvoltă un basket bun și este o echipă foarte bună a acestui campionat. Are un antrenor care mie îmi place, Cristian Achim, care lucrează acolo de 4 ani de zile, 4 ani jumătate. Au un proiect pe care ei l-au dezvoltat din momentul venirii lui și a managerului de acolo și practic ei au crescut de la an la an. Dacă în primul an de-abia au prins play-off-ul, ulterior și-au îmbunătățit echipa, și-au îmbunătățit locul de jucători și în acest moment sunt una din forțele campionatului. Deci e vorba de acel proiect de stabilitate și de continuitate. Trebuie să existe un astfel de proiect pentru orice echipă sportivă, spun eu. Noi ne dorim să facem acest lucru, asta am stabilit și cu echipa managerială acestui de aici, de la Pitești. Vrem să punem bazele unei echipe serioase care să se bată cu șanse foarte bune cu echipele puternice ale campionatului. Asesoft din nou câștigătoarea campionatului, cum vi se pare deja? Asesoft are o echipă foarte bună în acest an. Ei și-au propus să atace o campanie europeană în Eurocup. Eurocup este a doua cupă din basket în acest moment și este o competiție foarte, foarte puternică. În acest sens au investit foarte mult, au adus jucătorii de valoare certă care au confirmat în campionate puternice și într-adevăr arată foarte, foarte bine în acest moment. Dar așa cum am spus, fiecare meci pleacă de la 0-0 și poate avea orice rezultat. Pentru noi este important ca meciul cu ei să dăm totul și să reușim să câștigăm meciul cu Asesoft de aici, de la Pitești, din returul campionatului.
Ca nivel al loturilor, cunoașteți în întregime aproape toate echipele ce loturi au la dispoziție. Mulți americani, mulți jucători din spațiul ex-iugoslav. Ca valoare, cum i-ați cataloga jucătorii americani care vin în campionatul românesc? Din ce în ce mai mult. Adică se așteaptă, multă lume se așteaptă de la ei să facă minuni, aproape la toate echipele, jucătorii americani să schimbe. Jucătorii străini care vin în campionatul românesc sunt din ce în ce mai buni. De la an la an, nivelul jucătorilor și nivelul talentului acestor jucători este din ce în ce mai mare. Acum avem 6 străini în fiecare echipă. Unele echipe aleg să aibă 7 jucători străini în lot sau 8, chiar dacă pe foaia oficială nu pot fi trecuți decât 6. De exemplu, Craiova, următoarea noastră adversară, are 8 străini în lot. Și acești jucători străini, este drept că au ridicat foarte mult nivelul campionatului. Cu ce vin nou ei, acești jucători străini? Vă ajută și pe noastră ca, eu știu, ca antrenor? Desigur. Trebuie să recunoaștem că nivelul jucătorilor români tineri sau nivelul juniorilor români nu este foarte ridicat. Nu avem foarte mulți jucători români de valoare. Cei care au o valoare certă sunt, de obicei, nu sunt jucători tineri. Sunt jucători la 30 de ani sau trecuți de vârsta de 30 de ani și au un preț foarte mare. Nu toate echipele își permit să aducă acești jucători. Și numărul total de jucători români este foarte mic. Numărul total de jucători capabili să aibă un impact asupra jocului sau să reușească să facă față nivelului ligii întâi din acest moment este foarte, foarte mic. Și atunci trebuie să ne bazăm pe acești jucători străini, trebuie să încercăm să îi facem să se adapteze foarte repede și în felul acesta să avem și rezultate imediate. Pe de altă parte, un jucător străin are există o marjă de loterie în aducerea unui jucător străin. Desigur, poți vedea calitățile lui basketbalistice, ceea ce dezvoltă el în alte părți, dar este mult mai dificil de stabilit caracterul lui, temperamentul lui, capacitatea lui de a lupta, de a câștiga un meci, mentalitatea lui de învingător. Astea sunt lucruri pe care îți este mult mai greu ca și antrenor, în momentul în care faci o selecție a jucătorilor, să le cunoști, să le afli. Dar pentru aceasta trebuie să ne luptăm cu așa. Într-adevăr, cum să spun, e cu duș întors această venire a jucătorilor străini, foarte mulți în acest campionat. Eu știu, scade numărul jucătorilor români? Momentan nu, pentru că sunt foarte puțini. Momentan nu. Eu personal consider că am avut un sezon în care, în 2011-2012, în care am avut obligativitatea unui jucător român pe parchet. Cred că aceasta este cea mai bună variantă, pentru că în acest fel se poate încuraja jucătorul român să evolueze. Altfel, foarte multe echipe preferă să joace cu 5 sau 6 jucători străini permanent pe parchet. Evident, o rotație atât de scurtă, basketul este un sport foarte, foarte intens și foarte solicitant. O rotație de 6 jucători sau de 7 jucători, din punctul meu de vedere, nu este suficientă pentru o intensitate bună a jocului. Și acest lucru scade nivelul de joc în anumite momente. Noi încercăm la Pitești, încercăm să îi împingem un pic pe acești jucători români tineri. Sperăm să ne bazăm pe ei în acest campionat, dar și în anii care vor urma. Pentru că dacă reușești să câștigi un jucător tânăr, acel jucător te va ajuta pe viitor. Asta este ceea ce ne dorim noi, chiar dacă uneori mai apar și sincope. Să vorbim un pic de jucătorii dumneavoastră. Mulțumit până acum de jucătorii străini care, eu știu, vă așteptați mai mult de la Baraci, având în vedere că el
el continuă la Pitești. Da, Barac este singurul care continuă la Pitești dintre jucătorii străini. El a avut un sezon foarte, foarte bun anul trecut. Anul acesta el încearcă să se adapteze mai mult, încearcă să joace mai mult pentru echipă, un lucru pe care eu îl doresc și pe care îl cer în continuare de la fiecare membru al echipei noastre. Și el a avut evoluții un pic oscilante, evoluții foarte bune, dar și mai puțin bune. Dar eu am încredere mare în el și cred că el poate să ne ajute și mai mult pe viitor. Condițiile de la sală, știu că la ultima partidă au fost prezenți foarte mulți suporteri să vă susține, dar era destul de frig, nu știu. A fost foarte plăcut să simțim căldura publicului, pentru că aveam mare nevoie de ea, din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pe mine vreau să spun că mă bucură că publicul vine la sală și că avem spectatori. Aproape la fiecare meci, sala este aproape plină. Pentru mine este îmbucurător. Sunteți totuși singura echipă de Liga Națională din Pitești. Da, da, am înțeles acest lucru. Este îmbucurător. Dar ar fi mult mai plăcut, cred că și pentru ei, să aibă niște condiții propice pentru a urmări un spectacol basketbalistic. Sunt probleme cu... Dar și pentru noi ar fi mult, mult mai bine dacă am avea condiții propice de antrenament și de desfășurare a jocului. Sincer vă spun, pentru a realiza performanță în basket e nevoie de căldură. Punct. Fără acest lucru, fără o temperatură normală de antrenament în sală, nu se poate face performanță. Basketul este un sport atipic, cu foarte multe opriri, cu o intensitate foarte mare. Antrenamentul trebuie să fie în aceeași măsură. Foarte solicitant pentru corp. Foarte solicitant și cu foarte multe opriri. Da? Nu este un joc cursiv, ceea ce înseamnă că în momentul în care temperatura în sală este foarte mică, iar jucătorul vine de la un puls 200 cu o anumită temperatură a corpului și se oprește, temperatura corpului lui scade foarte mult în 30 de secunde, 1 minut, 2 minute, 3 minute, așa cum se întâmplă și în meci. În meci sunt multe pauze de 1 minut, 2 minute. Asta este planul de antrenament, la fel ca meciul. E, în momentul în care temperatura lui corpului lui și a mușchilor lui scade atât de repede, cum se întâmplă la noi în sală, din păcate, riscul de accidentare este foarte, foarte mare. Nu mai vorbim de capacitatea lui de a dezvolta cel mai bun basket. Asta este în planul 2. 3 sau 4, dar riscul de accidentare este foarte, foarte mare. Deja, având în vedere că a venit iarna și că temperatura de afară este din ce în ce mai scăzută, ne confruntăm cu o serie de mici accidentări în acest moment, întinderi, tot felul de probleme de genul acesta, care sunt la acest moment mici. Nu am avut problema asta până acum. Acum sunt niște accidentări mici. Ulterior vor deveni accidentări mari. Da, din păcate problema cu încălzirea persistă la sala sporturilor și anul trecut au fost probleme. Nu știu ce se întâmplă, de nu putem, eu știu, în anul 2013 să avem o sală cu condiții propice pentru a se desfășura competiții sportive și antrenamente. Așa cum spuneam, poate la un moment dat sunt un pericol pentru jucătorii care evoluează. Foarte scurt, domnul profesor, pentru că suntem pe final. Ce să ne așteptăm din următoarele etape care se vor disputa în acest an calendaristic? Sunt niște meciuri foarte importante pentru noi. Noi realizăm acest lucru pentru linia noastră de clasament, pentru abordarea returului. Vom juca o partidă în deplasare cu Universitatea Craiova. Atmosfera acolo foarte... Da, da, da. Au o sală de 4.000 de locuri. Sunt o echipă care pierde foarte greu acasă. Așa cum am spus, o echipă cu 8 jucători străini în lot și 2 jucători români de echipa națională, sau, mă rog, Căpușan la momentul ăsta este de echipa națională, Bogdan Popescu este un jucător foarte, foarte bun, cu un impact foarte mare. Ne dorim foarte mult să câștigăm meciurile rămase până la sfârșitul anului. Pentru noi, dacă vom reuși acest lucru, va fi foarte, foarte important din perspectiva abordării returului și a îndeplinirii obiectivelor.
Ne concentrăm în acest sens. Eu vă urez să aveți mult succes, să aduceți toate punctele rapide. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Doamnelor și domnilor, mulțumesc și noastră că ați rămas cu Antena 1. Rămâne și în continuare. Urmează cele mai importante știri din Argeș, prezentate de colegul meu Costi Ivașcu. Noi ne revedem lunea viitoare de la aceeași oră. Sunt Ionuț Manta, să aveți o săptămână deosebită. La revedere!